Deosebit de bucuros să fiu alături de domnul Ișan, de domnul Leonte, la lansarea nu a una, ci a două cărți despre China modernă. Înainte de a începe să vă spun câteva cuvinte despre cele două cărți, trebuie să-i mulțumesc în mod expres doamnei Mona Antovi, care a lucrat, alături de care am lucrat la editarea celor două cărți într-un timp record. Pot să spun că istoria Chinei moderne, intitulată și noi suntem obișnuiți de obicei cu istorii care vorbesc despre creșterea și descreșterea unui stat. Aceasta este istoria decăderii și creșterii Chinei, care este un lucru interesant și ne spune ceva despre această țară. Este prima istorie contemporană a Chinei în limba română. Este scrisă de un jurnalist, nu este scrisă de un istoric, nu este scrisă de un profesor universitar și este scrisă cu publicul în minte și se vede acest lucru. Domnul Leonte vorbea despre cât de multe amănunte sunt în carte, cum sunt prezentate publicului. Pot să vă spun că, da, cartea este, conține foarte multe amănunte, dar nu conține excesiv de multe amănunte. Vorbim despre istoria Chinei în ultimii 200 de ani. Sunt acei 200 de ani în care în China se întâmplă tot ce nu s-a întâmplat timp de 2000 de ani, de când era China imperiu. Deci este o istorie în care în fiecare zi ceva aducea, era ceva nou. În China, începând cu 1850, singurul lucru concret, singurul lucru de care cineva putea să fie sigur era că mâine va fi altfel. Lucrurile se transformau. Ne uităm la China din ziua de astăzi și ne gândim cum au ajuns să fie a doua mare economie din lume, cum au ajuns să joace un rol atât de important în lumea de astăzi. Și de cele mai multe ori, lumea care încearcă să-și explice mecanismele din spatele succesului Chinei se oprește fie în 1949, la fondarea Republicii Populare, fie puțin mai recent, în 1978, lansarea programului de reforme economice și deschidere. Nu! Pentru a înțelege ce se întâmplă în ziua de astăzi în China, trebuie să ne întoarcem puțin mai departe, la mijlocul secolului al XIX-lea, când China a fost obligată să accepte faptul că nu trăiește izolată în lume. Că există și alte popoare, puțin mai departe, dincolo de Himalaya, este adevărat, care sunt cel puțin la fel de puternice, cum se vedea și China pe sine. Și de atunci, istoria începe să se schimbe. Foarte interesant este că Fembi vorbește despre acești 200 de ani din prisma personajelor importante din istoria Chinei. Vorbește, spre exemplu, despre împărăteasa Cixi, vorbește despre comandanții Li Kunjiang și Lin Zexu. Și îi creionează foarte frumos, iar prin prisma acestor personaje care și-au pus amprenta asupra dezvoltării Chinei, vedem cum s-a transformat China venind înspre 1949. Personajele nu sunt rupte din context. Îl vedem pe Mao Zedong, așa cum a spus și domnul Leonte, împreună cu oamenii săi. Îl vedem pe Chiang Kai-shek sau Chiang Jie-shi luptând pentru China, așa cum a înțeles el să lupte. Personajele nu sunt albe și negre. Nu-i putem detesta pe unii și iubi pe ceilalți. Toți sunt oameni. Toți au făcut greșeli. Și foarte interesant lucru, pe care îl puteți vedea în cartea domnului Fembi, este că între cei doi oameni care și-au pus amprenta asupra Republicii de după 1912, după căderea dinastiei, există mai multe asemănări decât deosebiri. Între Mao Zedong și Chiang Kai-shek există o groază de lucruri comune, pe care Fembi nu uită să le menționeze în carte. Uneori am fost întrebat de ce traduc istoria a Chinei din engleză, de ce nu o traduc din chineză, ce poate să știe un străin despre istoria Chinei. Poate să știe foarte multe. Dacă ne uităm la notele de subsol și la titlurile din bibliografia istoriei lui Fembi, sunt câteva zeci de pagini. Cercetarea pe care Fembi o face este extrem de temeinică.
Și dacă nu credeți că Fembi a avut dreptate, atunci trecem la China în 10 cuvinte, la cartea lui Yuhua, care este o completare, într-un fel, a ceea ce face Fembi. Este, practic, istoria Chinei, despre care Fembi vorbește în mai mult de jumătate din cartea sa, din perspectiva unui individ care a trăit acea istorie, din perspectiva lui Yuhua. Yuhua, care este unul dintre cei mai cunoscuți scriitori ai Chinei contemporane, din fericire cunoscut publicului român tot, datorită editurii Humanitas, Humanitas Fiction, prin două dintre romanele sale, dar care de data aceasta nu face ficțiune. Ne arată că între China ante 1978, deci în China lui Mao Zedong și între China de după 2000, el scrie cartea în 2009, există o continuitate, nu există ruptură. Acesta este un alt lucru care este tipic chinez. Suntem de obicei obișnuiți să spunem modernitatea înseamnă ruptură. Dacă ne modernizăm, nu mai suntem tradiționaliști. În China, modernitatea nu înseamnă ruptură. Nu există o ruptură. Dacă vă uitați la istoria lui Fembi, dacă vă citiți China în 10 cuvinte a lui Yuhua, nu există ruptură în China. Există continuitate. Este importantă China de la 1840, la fel cum este cea de după 1912, la fel cum este importantă China din 1949, China din 78 și China din 2000. Ecourile divergențelor dintre China și Occident există și după 1912, există și după 49, există și după 78 și există și în ziua de astăzi. China din ziua de astăzi nu ar fi existat fără perioadele tumultoase de după 1950. Vorbim de marele salt înainte dintre 58 și 62, putem vorbi despre marele salt înainte de după 2000. Vorbim despre campaniile de masă din timpul Revoluției Culturale. Uitați-vă la dezvoltarea economică din ziua de astăzi și la campaniile economice și sloganele Chinei de azi. Yuhua pune foarte frumos în oglindă China dinainte și China de acum. Și într-un fel arată că noi considerăm că ceea ce s-a întâmplat înainte de 1978 a fost anormal. Dar într-un fel ceea ce se întâmplă în ziua de astăzi în China este la fel de anormal. Doar că anormalul pe care noi îl vedem ca atare pentru ei este ceea ce este normal. Este China pe care ei o trăiesc. Este China care există, care pulsează și care își pune amprenta nu numai asupra chinezului de acolo, ci și a celui din afara China. Nu vreau să spun mai multe despre China în 10 cuvinte. Domnul Linceanu o să ne vorbească